Un șofer a trăit momente de groază atunci când mașina sa a fost cuprinsă de flăcări. Atât șoferul cât și un pasager au reușit să scape nevătămați din incendiu, însă vehiculul a fost distrus. În cursul serii trecute, în satul Bencecu de Sus, s-a produs un incendiu la un autoturism electric aflat în mers. Două persoane s-au autoevacuat în siguranță. A fost alocată la această intervenție o auto specială de stingere de capacitate medie, dar și cea mai nouă auto specială intrată în dotarea ISU Timiș, o auto specială de primă intervenție pentru lucru cu apă de înaltă presiune și hidroperforare. La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta cu ardere generalizată la întreg autoturismul. În urma utilizării acestui tip de echipament de intervenție, prin hidroperforarea bateriilor și inundarea lor cu apă, temperatura în baterie a fost redusă sub 50 de grade. Pompierii au stabilit că incendiul s-a produs în urma unui scurt circuit.